Situația socială din România se deteriorează accentuat. O demonstrează din plin numărul tot mai mare de înregistrări video care surprind tentative de furt, fie din locuințe, fie din centre comerciale. De multe ori, hoții sunt doar niște ageamii. Camerele de supraveghere montate în fața unui magazin de cartier din Galați au surprins momentul în care un hoț amator încearcă să dea lovitura. Pe imagini se vede cum tânărul sparge geamul chioșcului cu pumnul. În momentul în care se strecoară în interior, se declanșează însă alarma. Speriat, o rupe la fugă. Dimineața când am venit, geamul era spart, apoi s-a declanșat. A venit și poliția. Individul, nu știm încă despre cine este vorba, a apucat să intre, dar prea puțin. S-a declanșat alarma și cred că s-a speriat la modul ăsta. Posibil. Chiar dacă nu a dispărut nimic din marfă, patronii magazinului au făcut plângere la poliție. Dacă va fi prins, infractorul de ocazie va fi deferit justiției. Va trebui să răspundă în fața magistraților acuzaților de tentativă de furt și distrugere. Imagini încă și mai hilare au fost filmate la Botoșani. O cameră de supraveghere montată în fața unui bloc a înregistrat momentul în care un bărbat fură două perechi de Adidas puse la uscat. Și în acest caz, isprava este opera unui amator. Individul și-a dat seama că a fost filmat, așa că la numai câteva ore mai târziu, aceeași cameră îl surprinde cum revine la locul faptei și pune la loc Adidas și furați.